Proiectul propus de senatorul Marius Bălu pentru modificarea alineatului 1 al articolului 158 din legea 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice a trecut de Camera Senatului și acum a ajuns la Camera Deputaților, forul legislativ final. Articolul unic privind sistemul unitar de pensii publice, publicat în Monitorul Oficial, partea 1, numărul 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se va modifica și se completează după cum urmează, spre mulțumirea angajaților și a foștilor angajați de la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare din Robătatornul Severin. Astfel, perioadele de vechime în muncă realizate până la 1 aprilie 2001 de angajații CET Halânga, actuala sucursală Lomac Termo și Combinatul Chimic de Apă Grea, actuala sucursală Romac Prod, din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare din Robătatornul Severin, de la data angajării și până la data de 1 aprilie 2001. Constituie stagiul de cotizare în condiții speciale, în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare ca urmare a faptului că au fost expuși la mai multe noxe și factori de risc, cu riscul cel mai ridicat fiind hidrogenul sulfurat pentru lucru în aceste condiții, dar și în regim militarizat plus declanșarea stării de necesitate. În intervalul 18-10-1985 31 decembrie 1989, când personalul CET Halânga, conform decretului 208 din 1985, a lucrat în acest regim și cât activitatea desfășurată a fost în permanent regim de fosc continuu, în sensul decretului 400 din 1981 până pe 30 septembrie 2006. Dovedirea perioadelor de activitate desfășurată de angajații CET Halânga, actuala sucursală Romac Prod și a Combinatului Chimic de Apă Grea, actuala sucursală Romac Prod, din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare în condiții speciale conform celor prevăzute în prezenta lege, în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare, se realizează pe baza carnetului de muncă sau a adeverinței liberate de angajator ori prin orice alte mijloace de probă potrivit legii. În cazul pierderii carnetului de muncă, ori al adeverințelor, ori al distrugerii arhivelor dovedite cu acte, perioada se poate reconstitui prin probă cu martor, prin hotărâre judecătorească a instanței competente. Se vor bucura de roatele acestei legi. Eu o să-i mulțumesc lui Marius Bălu pe calea asta și nu știu cum am putea să ne revanșim față de el, pentru că consider că tot ce a făcut pentru a se aproba lucrul ăsta este în totalitate meritul lui și deocamdată îi mulțumesc numai.